Pe urmele Mântuitorului, însoțindu-l pe Marcu, iată neajunși inevitabil în umbra apăsătoare a crucii. Pe măsură ce Iisus se preocupă tot mai mult și nu se mai depărtează de Ierusalim, intrăm și noi, dinpreună cu El, în conul de umbră al Golgotei, aici unde orice inimă sensibilă își dă seama că se află pe un teren sacru. Venise vremea ca Iisus să fie dat în mâinile celor ce îi doreau de atâta vreme moartea. Lucrarea pământeană a Mântuitorului urma să se încheie în acord cu previziunile și spre împlinirea profețiilor. Atât dușmanii cât și prietenii lui se îndreaptă spre Golgota pe rute desigur diferite. Conducătorii religioși ai locului și momentului hotărâseră că Iisus trebuia să fie condamnat la moarte prin crucificare. Era doar o chestiune de timp. La unul dintre prânzurile de la începutul săptămânii patimilor, Maria avea să-i facă ce-i stătea ei în puteri pentru a-L onora pe Iisus înainte de moartea sa, și anume, i-a uns trupul în vederea îngropării. Se pare că tot cam în același timp, Iuda a decis să-și dea învățătorul pe mâna uneltitorilor și a bătut palma cu aceștia. Capitala fremăta în agitația marii sărbători. Paștile începeau la apusul soarelui. Iisus se va lăsa capturat de ceata trimisă după El de către liderii religioși, dar va face asta în felul și la momentul stabilite de El în acord cu Tatăl. Această ultimă noapte de frumoasă părtășie era consacrată sărbătorii pascale. Pe măsură ce seara înainta spre noapte, Iisus, fiind la masă cu ucenicii, le spune acestora că unul din ei îl va vinde. Cu teamă și tristețe, ei întreabă: Doamne, nu cumva sunt eu? Dacă încă nu ți-ai dat seama că ești un păcătos, la fel de capabil să întorci și tu spatele lui Dumnezeu, înseamnă că nu te cunoști prea bine. Fiecare din noi se poate întreba cu îndreptățire: nu cumva sunt eu? Și bine ar fi să nu ne oprim până nu aflăm răspunsul. În cele din urmă, Iisus i-a spus lui Iuda: ce ai plănuit să faci, fă de grabă. În consecință, Iuda trebuie că va fi dat fuga la farisei să le spună: cred că mai bine l-ați aresta acum, pentru că planul nostru a fost descoperit. Între timp însă, pentru a onora cum se cuvine praznicul, ceata ucenicilor se așezase la masă, în timpul căreia Iisus va institui un nou legământ, o nouă sărbătoare, masa Domnului, ce izbucnește ca o flacără din tăciunii aproape stinși ai sărbătorii pascale. Paștile priviseră înainte către venirea lui Iisus ca mielul cel desăvârșit, El, Paștele nostru. Din acel moment însă, masa Domnului va privi în urmă către jertfa sa voluntară, necesară și suficientă, spre amintirea, spre pomenirea mea, dar va privi și înainte, spre revenirea Lui, să faceți lucrul acesta până voi veni eu. Pâinea vorbește despre trupul Lui frânt pe lemnul blestemat, iar vinul despre sângele Lui vărsat pentru noi. Când ne împărtășim cu Domnul la masa Lui azi, ne amintim de noaptea aceea și de ce a făcut El pentru noi pe cruce acum 2000 de ani. Dar pătimirea Lui nu se terminase. Vom afla data viitoare ce a mai îndurat de dragul nostru.